cam așa se aude motorul la Relanti. Am auzit una de 2 litri benzina seară, pornită undeva lângă casă și se aude mult mai zgomotos decât asta. Nu știu exact, nu cunoșteam mașina să știu dacă are ceva probleme, dar avea un sunet de tren de supape foarte, foarte zgomotos comparativ cu asta. Și dinăuntru chiar, cel puțin asta nu se aude, nu-ți dai seama dacă e muzica pornită, nu știi dacă e motorul pornit sau nu. Mai ales că are arbor de contrabalansare și nu vibrează deloc, deci cel puțin în mers nu simți absolut deloc vibrația motorului în podea.